Hello, hello! Bine venit sau revenit pe canalul meu de YouTube! În acest video ți-am pregătit detalarea zilnică pentru luni, 26 aprilie. Și acum hai să vedem pentru această zi de luni, ultima zi de luni din luna aprilie, zi în care avem conjuncția dintre Venus și Mercur, ce ne rezervă cărțile de tarot pe partea de dragoste, sănătate, afaceri, bani, carieră. În primul rând, pe partea de dragoste a ieșit asul de săbii, sau cum se numește în acest set de tarot, asul de voci, un nou început în comunicare. Pentru cei singuri, e posibil ca astăzi să începeți să discutați cu o persoană nouă, fie abordați voi această persoană, fie o persoană nouă vă abordează pe voi. Aici e important să păstrați deschise liniile de comunicare, pentru că această nouă inițiativă, această nouă persoană care apare în viața voastră, cu care începeți să discutați de astăzi, pare să fie o persoană foarte promițătoare, un partener sau un posibil partener sau parteneră pentru voi. Pentru cei care sunteți doar la început de relație sau în fazele inițiale de a vă cunoaște viitorul partener-parteneră, aici asul de săbi, asul de voci ne subliniază importanța comunicării. Vorbiți cât mai mult, comunicați cât mai mult. Și mare atenție că aici comunicarea nu înseamnă că doar voi vorbiți neîncetat, înseamnă și să învățați să ascultați. Ascultați ce vă transmite cealaltă persoană, pentru că din cuvintele lor, din vorbele lor, puteți să descoperiți foarte multe lucruri despre personalitatea lor, despre interesele lor, despre valorile lor, ce e important pentru această persoană, ce își dorește în viitor, vrea o relație serioasă, nu vrea o relație serioasă, unde se află din punct de vedere mental, din punct de vedere emoțional, care este etapa de viață în care se află acum și unde se vede peste 3 luni, peste 3 ani, care sunt țelurile pe termen scurt, mediu și lung, da? De aceea e foarte importantă comunicarea, pentru că vorbind, discutând, spunând lucruri și ascultând ce are de spus la rândul său cealaltă persoană, vă descoperiți unul pe altul și doar așa veți putea să faceți decizii mai înțelepte pe viitor. Pentru cei care sunteți deja în relații de lungă durată, asul de săbii, aici asul de voci, vă îndeamnă să fiți deschiși, să fiți onești cu partenerul sau partenera voastră, să ascultați ce are de spus cealaltă persoană și să fiți foarte atenți, pentru că aici cu acest as de voci o să iasă la iveală un adevăr, o să se soluționeze o problemă. O să vi se clarifice un lucru care era incert până acum pentru voi. S-ar putea ca soluția sau clarificarea, adevărul care iese la iveală, să fie pe placul vostru, dar la fel de bine s-ar putea să nu fie pe placul vostru. În orice caz, e foarte important să știți că astăzi orice informație iese la iveală este adevărată, chiar dacă vreți sau nu vreți să acceptați acest lucru. Pe partea de sănătate, avem aici 4 de cupe, 4 de emoții. Sunteți nemulțumiți de o soluție, de un tratament, de rezultatele unor analize. Nu vreți să acceptați starea de fapt, starea reală în care se află corpul vostru, în care se află organismul vostru. Și aici, prin faptul că refuzați să vedeți realitatea exact așa cum este ea, doar vă faceți mai mult rău. Aveți tendința să evadați, să scăpați în lumea voastră interioară, unde toate aceste probleme nu există sau le ascundeți în subconștientul vostru, însă aici trebuie să fiți conștienți că mai devreme sau mai târziu, chiar dacă voi refuzați să acceptați realitatea, realitatea o să vă ajungă din urmă și o să ajungeți la momentul la care nu o să mai puteți să ignorați problemele care sunt acum chiar sub nasul vostru. Aici cu 4 de cupe, universul vă oferă o șansă, vă oferă un tratament, o terapie, o soluție pentru problema voastră de sănătate, doar că nu este soluția ideală. Această cupă pe care vă oferă aici universul nu este nici pe departe cupa ideală. va trebui și voi să faceți niște sacrificii, va trebui și voi să faceți niște schimbări în viața voastră, va trebui să acceptați că vă place sau nu vă place, trebuie să înghițiți acest medicament, trebuie să înghițiți acest tratament și chiar dacă lichidul din această cupă este amar, pe termen lung vă va face mai mult bine decât dacă ignorați problema și refuzați să acceptați că aici trebuie să îmbunătățiți ceva în rutina voastră zilnică, în dieta voastră, în stilul vostru de viață, în felul în care vă îngrijiți de corpul vostru. Pentru cei care aveți tendința să ignorați lucrurile și să nu mergeți la medic atunci când este cazul, vreau să știți că acest lucru este foarte destructiv pentru voi, pentru că dacă acționați ca această persoană din cartea de 4 de cupe și refuzați să tratați problema atunci când apare, tot ce faceți este să-i permiteți acestei mici probleme care ar putea să aibă o rezolvare foarte ușoară, foarte simplă, voi îi permiteți să crească, să se dezvolte și să devină o problemă acută, pentru care și tratamentul va fi mult mai greu, dar și mult mai scump. Așa că aici mesajul cărții este foarte clar, nu lăsați lucrurile să se adune, nu ignorați problemele de sănătate atunci când apar, nu ignorați mesajele pe care corpul vostru vi le transmite. Aveți grijă de voi, aveți grijă de corpul vostru pentru că aveți doar unul singur, nu lăsați ca problemele să scape de sub control. Pe partea de afaceri, bani și carieră avem aici șasele de săbii, șasele de voci în acest set de tarot, o carte care ne arată că a venit momentul să plecați mai departe. A venit momentul să implementați o schimbare în viața voastră profesională. Și este important să nu vă fie frică de această schimbare, să o acceptați cu brațele deschise, pentru că va fi pentru binele vostru. Dacă vă căutați un alt job sau vi se oferă un alt job, va fi unul mai bine plătit, va fi unul în care echilibrul dintre viața voastră profesională și personală va fi unul mult mai sănătos. Aici cu șasele de săbii, pentru o parte dintre voi, este posibil să fiți obligați să plecați dintr-o situație, să plecați dintr-o echipă, dintr-o companie, să plecați de la un loc de muncă. S-ar putea să nu fie decizia voastră, să nu fie inițiativa voastră să lăsați acest lucru în urmă, dar e important să știți că în viitor, la capătul acestei călătorii, vă așteaptă ceva mai bun. Vă așteaptă un loc de muncă mai bun, într-o companie mai stabilă, cu posibilități mai mari de creștere, cu niște coechipieri mai plăcuți, cu care o să vă înțelegeți mai bine, cu niște șefi care o să vă aprecieze mai mult, cu posibilități de a crește salarial mai mult decât la vechiul job, în vechea companie, în vechea situație în care erați. Pentru cei care nu o să-și schimbe jobul, că n-aveți cum cu toții să vă schimbați locul de muncă de pe o zi pe alta, aici e posibil să intervină niște schimbări la locul vostru de muncă actual. Poate vi se iau niște proiecte și vi se dau alte proiecte, vi se iau niște responsabilități, dar o să primiți alte responsabilități. Și aici e important să nu vă fie frică de schimbare, pentru că va fi o schimbare pozitivă. Va fi o schimbare care o să vă aducă mai multă armonie și o să vă facă mai multă plăcere să faceți aceste noi activități care o să apară în viața voastră. Fiți încrezători, fiți optimiști, pentru că lucrurile aici o să se termine cu bine. Și înainte să finalizăm această etalare, vreau să vă scot și un card de înțelepciune, un mesaj suplimentar de la aceste cărți oracol pentru această zi de luni în care Venus și Mercur se întâlnesc pe cer în zodia Taurului, încă pe ultimele grade ale acestei zodii. Hai să vedem ce mesaj suplimentar ne dau cărțile oracol, cum putem beneficia de această conjuncție atât de frumoasă între planeta iubirii, între planeta banilor și planeta comunicării și a intelectului nostru. Mesajul suplimentar pentru această zi este următorul. Mă bucur de serviciul meu. Există oameni care caută exact ceea ce am eu de oferit și suntem aduși la oaltă pe tabla de șah a vieții. Un mesaj foarte frumos care vine să completeze exact ce vă spuneam aici, pe partea de afaceri, bani și carieră. Vă așteaptă ceva mult mai bun în viitor. O să se ceară de la voi să Vă folosiți toate aturile, toate talentele voastre native. O să aveți ocazia în partea aceasta de carieră, de loc de muncă, să dați ce e mai bun din voi și, bineînțeles, o să fiți și răsplătiți pe măsură. Aveți încredere pentru că această situație mult mai bună, mult mai frumoasă în cariera voastră se apropie cu pași rapizi de voi, dar trebuie și voi să aveți încredere să faceți pașii necesari în această direcție. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final. Ne vedem și mâine. Pa, pa!